Oregano, Origanum vulgare, beneficii și proprietăți. Denumirea populară, sovârf, sovârv, șovârv, arigan, busuioc de pădure, busuiocul feciorilor, măghiran sălbatic, pala Sfintei Mării, pălăria cucului. Denumire științifică, Origanum vulgare. Descriere. Oregano crește prin fânețele din regiunile de deal și de munte. Este o plantă semilemnoasă, perenă, un arbust ce poate atinge 60 de centimetri înălțime. În pământ are un rizom lignificat, gros de 2-3 centimetri, din care iau naștere atât tulpini sterile, cât și florifere patru-unghiulare, drepte și ramificate în partea superioară, dar și numeroase rădăcini filiforme. Frunzele sunt opuse de 1 până la 4 cm lungime, de formă ovală, aproape glabre, cu margine întreagă sau ușor dințată. Vara face flori de culoare liliachie, adunate în buchețele. În scopuri medicinale de la oregano se folosesc frunzele, florile și semințele. Oregano compoziție. Conține ulei volatil, timol, carvacrol, acizi, cafeic și rozmarinic, tanin și serpilină. Oregano acțiune. Oregano are numeroase beneficii, dar este cel mai cunoscut pentru proprietățile sale digestive, expectorante, antivirale, antibacteriene, antifungice, antiparazitare, antioxidante și antiinflamatorii. În plus, oregano este cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante puternice, ca antimutagen și anticancerigen. Oregano, indicații terapeutice. Oregano ameliorează digestia, previne balonarea, protejează inima, scade colesterolul, scăzând riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral, tratează giardia, o boală intestinală cauzată de parazitul giardia și protejează celulele de acțiune nocivă a radicalilor liberi. Oregano, precauții și contraindicații. Uleiul de oregano poate provoca reacții adverse la persoanele alergice la plantele aromatice din familia Lamiaceae. De asemenea, uleiul de oregano este interzis femeilor gravide sau bolnavilor de anemie feriprivă, acesta putând reduce absorbția de fier în organism.